Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Blinded by the Law, orbit de lumini cu astea, nu știu, este așa. O oarecare distracție în studio, nu știu de ce, dar o să aflăm noi mai încolo. I-am trimis lui Luca un mesaj. Luca e pasionat de... În Blaj, județul Alba, un domn șofer a luat amendă când a făcut un viraj la stânga. Pentru că ce? Era foarte bine să nu... să fie o regulă, să nu se încalce. Poliția l-a tras pe dreapta, i-a dat 1350 de lei și 6 puncte de amendă. Mamă! Viraj ilegal la stânga. Uluit, omul a întrebat de ce. Din moment ce pe jos era marcaj cu linie întreruptă, deci se înțelege că se poate face stânga, și polițiștii au răspuns că virajul la stânga, în rocul respectiv, e rezervat numai pentru ei, nu și pentru cetățeni. Serios? Băi, serios? Deci vă imaginați-vă polițiștii aia cât de serios și-au explicat omului: aici numai noi facem stânga, amendă. Pune, parcă în strada mea. Și cum eram noi copii, aici nu se trece, ăsta e trotuarul meu. Exact. Serios au spus așa? Da, omul s-a dus la tribunal. Și chiar a fost un proces în sensul ăsta. Judecătorul a cerut să vadă și judecătorul bun a cerut să vadă indicatorul care dă voie doar mașinilor de poliție să facă viraje pe șosea. Și poliția n-a putut produce indicatorul, evident, și amenda a fost anulată. Mai sunt mesaje de intrare interzisă sau chestii de genul ăsta, cu excepția riveranilor. Adică alea sunt niște excepții, știi? Da. Dar interzis la stânga, cu excepția poliției, eu n-am văzut. Asta, da, viraj, da. Stânga interzis. Niciun indicator de genul ăsta. Mai puțin noi. Mi se pare, băi, este foarte tare. Decizia judecătoriei Blaj nu e definitivă și poate fi atacată la apel. Eu sunt curios ce face acum poliția Blaj. Dacă rămâne cu onoarea nereperată și abandonează chestia, așa, și realizează penibilul în care se află, sau hotărăște să meargă până în pânzele albe, până la Curtea Supremă de Justiție, să meargă ca să își apere dreptul de a vira numai ei la stânga, pe strada respectivă. Dar asta nu intră la abuz? Ba, cred că da, e o prostie totală, cum e posibil să faci așa ceva. Da. Băi, ce le mai dă prin cap, serios. Da. Adică nu m-aș fi gândit niciodată. La momentul, știi, momentul respectiv. Am făcut stânga, trage pe dreapta, numai nu se poate aici. Cum nu se poate? Linie întreruptă pentru poliție. E linie întreruptă pentru prostime, nu. Adică nu erau suficiente momentele alea când găseai câte o mașină de poliție, știi că apar tot felul de filmări? Da. Parcată într-un loc interzis, da, pe trotuar sau total aiurea, și găsesc tot felul de, știi, scuze de genul: eram în misiune. Și da, da, și da, o pungă de semințe de la chioș sau mai știu, da, eu ce. A fost, apropo de asta, a fost un incident mai spre vară cu o mașină de poliție în București. Un Polo. Așa. Parcat fix pe trecerea de pietoni. Polițist pe dreapta, în scaunul mortului, stătea acolo și aștepta. Și vede, cred că era, mă rog, un cetățean, nu cred că era jurnalist, adică mi-aduc aminte doar secvența, dar nu mai țin minte cine anume a filmat și cum a filmat. Pornește camera telefonului, se duce și filmează. Așa. Și îl filmează pe Polo și zice: știți că sunteți opriți chiar pe trecerea de pietoni? Și ăsta, polițistul, mă, n-a avut upeu să-i spună în față: suntem în misiune. Dar șmecher îi pune întrebarea, adică să-l pune în defensivă: dumneavoastră știți de ce suntem noi aici? Polițistul întreabă. Și ăsta foarte natural spune: da, să vă luați șaorma și gogoș. Uite, și îndreaptă camera, știi, și se vede. Zice: uite, colegul dumneavoastră este la coadă la gogoș. Ce tare. Și colegul dumneavoastră întoarce camera, zice colegul celălalt coleg: tocmai vine cu gogoșile de la gogoșerie. Și ăla n-a mai atras geamul, știi, a ridicat geamul. Bă, momentul a fost absolut fabulos, genial moment. Noastră știți de ce suntem noi aici? Adică evident că se subînțelege. Noi suntem în misiune, dar nu putem să spunem: da, păi uite, ăla e la gogoș și ăla e la șaorma. Auzi-l pe Ștefan din Galați. Am luat amendă pentru că mestecam lasciv gumă la volan. Nu cred asta. Polițistul a spus că l-am înjurat. Mă, cum e? Mestecam lasciv. Lasciv, mestecam lasciv gumă. Asta mi se pare chiar foarte tare, mestecatul lasciv. Da, sunt convins că există o mulțime de motive. Este disponibilă momentan. Vă rugăm, reveniți. Nu cred. Ce ai făcut, mă? Am sunat la un telefon. Voi să dai? O lăsăm și în engleză, ca să suntem internaționali. Cât ai dat? Auzi, cât aveai de dat? 50 de euro. Iar au luat-o ei altfel. Cum? Clujenii. Mm. Că ne zice cineva: bună, în Cluj este indicator interzis cu excepția mașinii mei AI. Unde, mă, scrie așa? Vrem să vedem și noi. Primim mesajul ăsta de la un cetățean. Interzis accesul. Zice, este indicator cu interzis cu excepția mașinii mei AI. Asta este altceva.
Dar n-a zis, ceva, există, nu știu ce. Să nu poți să faci stânga? Este, nu. Deci există inclusiv în București. Dacă te duci, adică cred că, uite, că n-am mai fost de mult. La IGPR, pe Ștefan cel Mare acolo, există un loc în care o stradă pe care nu o voie sau nu aveau voie să intre decât mașini. Da, da, da. Asta cu acces rezervat într-o anumită, pe o anumită stradă sau într-o anumită curte, da. Dar linie întreruptă pe jos, făcută doar pentru poliție și restul mașinilor n-au voie, asta nu am auzit. Și dar putea apărea la Cluj. Vreau să văd acest indicator care spune interzisă, interzis virajul la stânga așa cum scrie pe jos cu linia întreruptă, cu excepția mașinilor mei. Vreau să văd indicatorul ăsta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.